Știm că cauza furtului miliardului este o cauză foarte și foarte complexă, care cuprinde foarte multe ramuri sau foarte multe direcții prin care a fost comisă această infracțiune. Deci, la moment vreau să vă zic că se investigează inclusiv și acțiunile unor membri și a guvernului și a ex-factorilor de la BNM și a altor instituții. Să dau concret nume, eu la moment nu pot. Dar factori din guvern, ce aveți în vedere? În legătură cu ce sunt investigați factorii din guvern? Deci, uitați-vă, la moment, după cum am zis, având în vedere faptul că ancheta este încă în desfășurare în direcția respectivă, eu nu pot să dau mai multe. Cazacov, aveam 8 ani de zile ancheta în desfășurare. Oare la Procuratura Anticorupție de acum nu e... Ne rușine spun anchetă în desfășurare, doamnă Cărnaț. Domnul Cărnaț, dumneavoastră fiind jurist, avocat, trebuie să cunoașteți foarte bine că a investiga o cauză penală, mai ales cum este una ca furtul miliardului, care toți cunoaștem că nu este una simplă și este o infracțiune transfrontalieră, reieșind din faptul că mărimea banilor care au fost sustrași, au fost sustrași prin diferite conturi offshore din diferite țări. Pentru ca să ajungem la destinația finală, este necesare multe, multe investigații și comisii rogatorii în diferite țări. Nu toate țările sunt într-atât de receptive ca să răspundă. La moment avem executate 32 de cereri de comisii rogatorii. Da. Doamna Cazacov, nu așa ridicat o problemă, că reîntoarcerea banilor. Eu ridicat problema factorului de decizie, vorbim la președintele Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova care a modificat legea prin care a permis neachitarea taxei de stat de 3%, cum era înainte, dar se plafona 25% sau 25.000 pentru persoane fizice, 50.000 pentru persoane juridice. Vorbim de infracțiune de landromat. Factor decizie. Ne întoarcem la furtul miliardului. Hotărâri de guvern 1, 9 miliarde. Hotărâri de guvern 2, 5 miliarde. Vorbim de factor decizie. Eu nu vorbesc de cei care au beneficiari la bani. Eu vorbesc de cei care au fost în funcții publice. Din ce cauză până prezent nu se investigați? Eu am menționat faptul că în cadrul acestei cauze penale se investigează inclusiv și acțiunile factorilor de decizie din cadrul unor instituții de stat. Da. 8 ani de zile. Nu, aici și eu am câteva precizări doar. Deci, înțeleg corect, doamna Cazacov, episodul oferirii garanțiilor de stat. Exact. În sfârșit, este parte a acestui dosar penal? Se investigează? Este parte a acestui dosar. De când? Pentru că mulți ani la rând nu ne spunea că frauda bancară s-a terminat în noiembrie 2014. Da. Da. Care e perioada? Când s-a pornit dosarul ăsta? Eu n-am să vă spun concret perioada și când a fost pornit, însă eu vă spun cu siguranță că faptul dat constituie obiect al examinării în cadrul acestei cauze. Am înțeles. Acum spuneți, eu v-am întrebat de când este pornit, pentru că factorul ăsta de timp contează foarte mult. Eu nu sunt procuror, recunosc, e adevărat, dar eu sunt jurnalist de investigații și înțeleg că... Dumneavoastră aveți proceduri mai complicate de obținerea informațiilor, pentru noi procedurile nu sunt atât de complicate. Mie personal, ca să documentez partea asta de acordare a garanțiilor de stat, mi-a luat jumătate de an. Eu am lucrat singur, am lucrat cu documente oficiale, obținute tot de la instituțiile de stat. Cât timp îi trebuiește unui procuror sau unei echipe de procurori să investigheze exact același episod? Ca să înțelegeți, deci pentru a aproba acțiunile unui participant la comiterea unei infracțiuni, nu este suficient doar examinarea unor acte. Este necesară probarea cu martori, acordarea statutului de documente acestor documente în cadrul cauzei penale, recunoașterea acestora ca documente sau corpuri de delicte la cauze penală, stabilirea locului aflării participanților tuturor, reieșind din faptul că unii participanți încearcă să se eschiveze, aceasta iarăși duce la extindere în timp. Am înțeles. Complicat. Pur și simplu v-am întrebat pentru că în unele cazuri legate de furtul miliardului, instrumentarea întregului dosar a durat 2 luni de zile pentru că se transmită în judecat. Și în 2 luni s-a reușit. De asta v-am întrebat. Nu, nu dar să-i spui și pedepsa în 4 ani de zile. Deci la moment, dacă îmi permiteți.
Dacă îmi permiteți. Da. Până la momentul actual, ceea ce ține de cauza frauda bancară, au fost finalizate 7 cauze penale, adică pe 7 episoade urmărirea penală este finalizată, din care 6 deja sunt în instanța de judecată. Ceea ce privește o cauză penală care este... Poftim? Și nimeni nu face pușcărie din marii participanți ai la frauda bancară și niciun leu nu este recuperat de la pentru ei. Pentru a ajunge la pușcărie este necesară emiterea unei sentințe. Problematica care apare în cadrul urmăririi penale, aceeași problematică apare ulterior și în instanța de judecată. Instanța nu acceptă condamnarea persoanei doar în baza probelor pe care procurorul le-a pus pe masă. Toate probele respective urmează să fie cercetate nemijlocit în instanța de judecată. Adică martorul care a fost audiat în cadrul urmăririi penale urmează să fie audiat repetat nemijlocit în instanța de judecată, ori în caz contrar, instanța de judecată nu va lua ca probă declarațiile acestui martor. Da, dar eu sper că dumneavoastră nu credeți că este normal ce se întâmplă pe dosarul ușor în judecat. Sper. Sau pe dosarul Andromatului. Dar da. Mulți au fost o să vorbim mai târziu, o să discutăm mai târziu. Hai domnul Grbincea. Haideți să recunoaștem câteva chestiuni. Prima chestiune este că nimeni în Republica Moldova niciodată nu s-a dus împotriva celor la guvernare. A dat și un exemplu. Dar măcar procurorii după ce s-a dus de la guvernare. Stați. Asta e primul. Doi, versiunea pe care noi acum o auzim este că în frauda bancară a fost implicat atât Plahotniuc cât și Șor. Care versiune care a auzit acum? Oficială, fiindcă domnul Plahotniuc este acuzat inclusiv ca fiind beneficiar al fraudei bancare. Da, mai mulți sunt acolo. Domnul auzat. Plahotniuc a fost la putere, efectiv, de la început până în 2019. Da. Domnul Șor a fost la guvernare până în 2021. În asemenea circumstanță, pentru mine ar fi fost cel puțin straniu, sper, rezonabil, că procurorii vor mișca. Nu ca o scuză pentru procurori. Dar câți dintre ei au făcut denunță după că au fost... Hotărâri de guvern le-a adoptat... Suplimentar în vederea uzurpării puterii în stat. Dar ca o chestiune, adică rezonabil vorbind, de ce durează așa de mult? Da, asta e primul. Asta nu e o scuză pentru procurori. Procurorii trebuie să-și pună cerunși în cap pentru ceea ce au făcut. Ce se întâmplă acum? Eu nu știu, doamna Kazakov poate vrea să ne spună. Eu nu știu ce se întâmplă acum. Dar eu sper că dosarul este cel puțin pe anumite epizoade. Nu, dosarul e complicat. Nu poți lua ca toate acele 50-60 de epizoade și să trebuie să judecat. Asta înseamnă că dosarul să nu se termine vreo 10-15 ani. Da. Dar îl poți rupi pe bucăți, dacă cam poți să rupi făcut, bucăți. Nu? Dar nu pe bucăți de astea mici. Dar bucăți importante. De ce domnul Șor este pe un epizod în judecat, iar pe un epizod foarte similar în care îți cunoaște suma judecată noi. Nu ne-ar ridica problema asta, domn Grbincea. Eu am vorbit de faptul decizii. Domnul Șor nu era atunci la guvernare. Eu vorbesc de hotărârile adoptate de către guvernul. De acum aleancă. Eu de aceste hotărâri vorbesc. Vorbesc de unii miniștri care au votat aceste hotărâri, acest factor decizii. Acolo, apropo, există o stenogramă interesantă. Nu, mai că asta vreau să spun. Da. Doamna Kazakov vrea să intervină. Vă rog, doamna Kazakov. Deci, ca să înțelegeți impedimentul în privința unor participanți la care v-ați referit acum, motivul din care nu poate fi expediată cauza în instanța de judecată în privința acestora este anume lipsa lor pe teritoriul Republicii Moldova. Iar legislația procesuală penală nu ne permite expedierea cauzei în instanța de judecată în cazul în care nu a fost informat despre finalizarea urmăririi penale și în cazul în care nu i-au fost prezentate materialele cauzei penale. Motiv din care Procuratura Generală a înaintat o propunere către Ministerul Justiției cu privire la modificarea legislației procesual penale, anume sub acest aspect, ca noi să putem finaliza aceste cauze penale și să le diferim justiției. Ia că deci fug ei toți din țară, că ei știu că nu o să mai aibă dosare penale. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.